Vasile Varga, păi da, o să vii singură, dacă nu vine și Vasile, da? Și spune, de când reci sunt grai? 5-4 ani. Da? Și plene ai obținut? Da. Așa. Continui mai departe. Nu te lăsa. În seara asta reciți două poezii. Da. Hai să auzim. Telefonul fără fir, de Sorin Olar. Nu m-a stat nabii cu mince, ascultai tăvărilor, care m-a fost sfătuit ca să-mi cumpăr telefon. Nu din ala, de oricare, m-a pricit cam să mă mit, să-mi cumpăr celular, telefon, dar fără fir. Nielule, dă-ți mobil, ai să-mi ca un chet, și o să fie al mei cu moț, și la fece iubăriet. Ce să fac? Așa mi-s eu. M-a prostut ca prun copil, vinde-și croaca cu pușei și mai telemobil. Dar n-ai bine telefon, că de când l-am cumpărat. Cum făcui, cum nu făcui, și în cazul m-a aflat. Prima oară și să vieți, tot vorbind la celular. Am căzut tămanca prostul într-o groapă de-a cuvaț. Altă dată, spre oraș, cum mergeam eu către geam, m-am trezit cu frașii sus, într-o gură de cănat. Într-o zi vorbind pe drum, era cât pășe să mor, numai cât am ufălit să mă calșe un tractor. Și aștepta acest nimic, când veni ca să plăcesc. Cât am fost vorbit vreo lună, am crezut că polunzesc. Că m-a trebuit mobil, firar mama lui că ia că să plăcesc pe luna asta, am rămas și fără vacă. În trifoliu fără for, de Sorin Olar. Într-o zi mergând pe drum, dând buchin pe la prisean, mă trezesc că-i iasă în cale, la ecleanță, un prostat. Nierule, eu ce-o mor, că m-a spus vieșinul meu, că m-ai tăvălit muierea. Pântrii voi la ceapeu, cum să mă omor, mălaie? Chiar ești al mai prost din sat. Și era trifoiul tău sau era trifoi de stat? Bravo, bravo, Anastasia. Deci toți de acolo din spiritualitatea românească, Uzdin, Chirini și Andreea Valgea. Servus. Dar la internet, navighezi, la calculator, nu. Tu citești poezii, povești, nu? Vreau, care clasă ești? A treia. Casa a treia. Și ne reciți poezia? Da. De Ionită Stecoșană. Da. Să auzim. Criza. De Ionel Stoicu. Până patru luni smântână, mai bine de-o săptămână. Rău la nări i-a atacat, că n-ar e concentrat. Porcii lui ca să-i rănească, piersa lui să nebunească. Dișe șage tot în bar, când e omul tulburat. Ălalt în cancelare, se duce la bolovanie. La băi și la aer curat, tu nu mă lași mișe în pat. Dusă pătrul năcăjut, auzi, Pietre, n-ai prostit. Să-ți ieși tu bolovanie, că-ți creapă marva de foane. Nu ce fă de vai și amar, ai curat, ai potar. Hai, dar și ce scoală odată, ca acușa ia o boată. Și doi dai o bolovanie, ce tu crezi, străbă camia? Ți ca pătrunii zmienie, se scoală până sobă jemie. Sudul e și păuritul, fabrica și concentratul. Și porcii când i-au învățat, se mânce concentrat. Sudul e criza și natura, strigă piersa, să-ți stâng gura. Și mă atâta bleocești, să gerdu să uluiești și să dai la porci pisat, dar să iei un pic la sfat, că și porcii trebuie să înțeleagă că-i criza în lumea întreagă. Da.